Dacia 1100 Racing, să zicem. Sunt taxat mai mult pe machetele Racing, îmi plac. Na, ce să zic, a suferit mai multe transformări până să ajungă așa. Ca și modificări, i-am aplicat vopsa asta verde, metalizată, mată, fără lac, pentru că mi-a plăcut mai mult cum arată așa. Rollbar-uri interioare, scaun, centuri nu mai are, sau nu i-am adaptat eu, n-am vrut. Două dungi pe toată lungimea machetei. Farurile l-am mutat jos și în loc de far i-am modificat, i-am pus două cruci. Am zis că par un pic mai interesantă și mai agresivă așa. Mie personal îmi place. Cam asta este Dacia 1100 de competiție.